Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Blăjel, urmărit internațional, a fost reținut de poliția Mediaș. Acesta era căutat de autoritățile judiciare din Polonia, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, înșelăciune și obținere ilegală de fonduri. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior, după ce instanța a confirmat mandatul european, a fost arestat pentru următoarele 15 zile. Polițiștii secției numărul 2 Poliție Rurală Mediaș au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 39 de ani domiciliat în Blăjel, urmărit în baza mandatului european de arestare. Persoana căutată este cercetată de către autoritățile judiciare din Polonia pentru comiterea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, înșelăciune și obținere ilegală de fonduri. Ulterior reținerii, bărbatul a fost prezentat de către polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu Procurorului de Serviciu din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis la aceeași dată o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. În data de 2 martie, instanța a confirmat mandatul european de arestare și a dispus arestarea preventivă pentru 15 zile în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Sibiu.